Bună seara, sunt Mihaela, sunt alături de Andu de la New Boys. Bună, Andu! Bună! Cum ți-a părut meciul? Ceva dezavantajat în seara asta? N-am avut rezerve și asta ne-a dezavantajat foarte mult. O diferență foarte mare, din punctul meu de vedere, ce s-a întâmplat? Păi, ei au avut foarte multe rezerve, chiar mai mult decât aveau în teren și noi n-am avut absolut nicio rezervă și n-am putut să facem schimbări că eram obosiți și asta a fost. După părerea mea, a fost un meci destul de agresiv. V-a intimidat acest lucru? Nu, am jucat și noi agresiv și ei. A fost un meci echilibrat. La un moment dat. V-a motivat pe viitor această înfrângere? Ne-am cam obișnuit cu înfrângerile, deoarece nu ne strângem la meciuri, dar o să încercăm să luăm atitudine asupra echipei și să vedem. Aveți planuri de succes pe viitor, presupun? Da, avem planuri foarte mari, dar din păcate în acest sezon o să avem șanse mari. Nu vă gândiți să luați unele măsuri pentru a îmbunătăți starea echipei? Ba, da, ne gândim să luăm măsuri, dar o să încercăm. Pe viitor ce planuri aveți? Să aducem și alți jucători ca să strângem și noi o echipă de cel puțin 9 persoane și să avem rezerve la meciuri, că asta e tot ce contează, că obosim foarte repede și aia e. Mult succes, îți doresc și o seară. Mulțumesc la fel. Nu uitați să dați like pagina noastră de Facebook Liga Prieteniei și să vizitați site-ul nostru oficial ligaprieteniei.com. Le mulțumim sponsorilor noștri de la Homa Sportshop și Cipita. Vă pup!